În 1919, baletul Pălăria cu trei colțuri a avut premiera la Teatrul Alhambra din Londra. Picasso a conceput atunci costumele, decorurile și chiar machiajul dansatorilor. 30 de ani mai târziu, Dalí a semnat scenografia unui spectacol similar și s-a bucurat de un succes memorabil. Lucrările grafice semnate de Picasso și Dalí pentru aceste spectacole pot fi văzute acum în premieră la București la Art Safari și sunt acompaniate de muzica lui Manuel de Falla. Când Picasso crea su trabajo para el ballet y se estrena en Londres en 1919, el espíritu en ese momento era el de alegría, el de celebración, porque había terminado la Primera Guerra Mundial y porque había acabado la gran pandemia que hubo en ese momento, elementos que no son cercanos ahora. Un eveniment este și retrospectiva Teodor Aman, primul artist român modern. Selecția, spunem noi că este senzațională, cuprinde 150 de lucrări aduse din toată țara, lucrări care prezintă interioare, doamne foarte elegante de secol XIX, portrete oficiale, scene istorice. Expozițiile mari, expozițiile importante, cum este cea în care ne aflăm acum, dedicată lui Teodor Aman, de obicei au o perioadă de vizitare lungă, 9 luni, 12 luni, tocmai pentru a permite iubitorilor să vină să o viziteze. Și arta contemporană este expusă la superlativ. Irina Dragomir, o voce importantă a noii generații, are prima expoziție personală la Art Safari. Cu cât revăd, cu atât mai tare mi se pare că iese deasupra acest mesaj. Faptul că realitatea, presiunea realității imediate poate fi depășită foarte ușor prin capacitatea de visare și capacitatea de imaginare. În premieră, expoziția Art Safari va rămâne deschisă 2 luni și jumătate, până pe 7 august.